Ne cumunăm. Ne uităm întâi, verificăm dacă ața stă corect. Adică ne uităm de sus și ne uităm dacă este fixată aici și stă în sus. Da, de sus stă. Și trebuie să o apoi, hai așa. Încerc, așa, ușor, ducem și vorbește totodată. Până la cap, să duci. Până la cap. Am dus primul rând. După asta și trebuie să facem. Trebuie să îmbrăcăm Trebuie să îmbrăcăm tot grebionc așa asta, da? Îmbrăcăm arcile în așa fel ca ridicătura asta sau bombătura și tot ea nu are importanță. Ața și ea nu are importanță, dar principalul sunt brașii, ochiurile este, da? Așa, până. Așa, de îmbrate, dar n-ai scoți pentru că n-ai tras de până la cap. Așa, vedi cum e sus, ce? Așa, tot sus. După asta, iei, ce am să mă uit dacă am îmbrăcat corect. O tragem puțin spre noi și introducem treptat spița asta, sau cum îi zici, mandrică, nu știu cum se numește, moldovenești, eu trebuie să stau să introduc toți termenii în limba o. Mandrică, cred. În așa fel ca ieși între printre toți dințișorii și stai până la capăt, așa? Apoi, nu. Stai. Apoi o tragem puțin în jos, da? Așa, spre noi, așa, bine, o ținem cu mâna, o ținem cu mâna din mijloc și tragem Așa, tragi, nu știe, tragi. Așa, e prima dată mergi și o tragi până la capăt. Dar nu-i drept, stop. Sunt uitat. S-a întâmplat un accident. Ce tragi cu noi în cazul dat? Nu, ele trebuie să se întâmple pentru noi, altfel n-ar să învățăm. Pe parcursul lucrului, amuia trebuie să se întâmple pentru că amuia asta și trebuie să cunoaștem. Deci ce trebuie să facem în cazul dat? Nu ai făcut corect, ai greșit. Da, ai greșit. Trebuie de la bun început. Iată ce trebuie să faci. Deci am scos ața de aici. Iată așa. Dacă, e ca, în cazul dat noi am avut numai o singură, un singur rând făcut și, mă rog, nu putem să despletim. Dar dacă avem mai multe rânduri, așa, pe dis- Dacă avem mai multe rânduri, apoi noi trebuie să scoatem ața, să nu dăm drumul la pieptănașul ăla, dar scoatem numai ața de aici.